Parlamentarii cer schimbarea buletinelor din România. Astfel, ei au inițiat o lege prin care, cât de curând, românii vor avea acte de identitate asemănătoare cu cele ale celorlalte state din Uniunea Europeană. Noul tip de carte de identitate va avea o dimensiune similară permisului auto sau cardurilor bancare și, de asemenea, va avea măsuri de siguranță și protecție sporite, dar și mai multe date informative. În noile buletine, românii vor avea trecut numele ca și acum, codul numeric personal, grupa sanguină, dar și faptul că posedă sau nu permis de conducere auto și numărul asigurării sociale. În schimb, adresa nu va mai fi trecută pe actul de identitate. Inițiatorul legii, deputatul Mihai Aurelian, spune că lipsa adresei de pe actul de identitate reprezintă un mijloc de protecție a persoanei în fața infractorilor care nu vor ști unde locuiește respectivul, în acest fel ferindu-i familia sau pe el personal de eventuale întâmplări nefericite, transmite România TV.